posibilități de a studia în România le-ați oferit copiilor ucraineni? În ceea ce privește posibilitățile de a studia în România, avem la nivelul fiecărui inspectorat școlar și, bineînțeles, la nivelul inspectoratului școlar județean Constanța, o comisie de repartizare a copiilor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, care stabilește în baza solicitărilor, cererilor scrise, care pot fi înaintate de către părinte, de către reprezentantul legal sau de către elevul major, dar și de alte instituții ale statului, dacă discutăm de minorii neînsoțiți, modalitatea prin care sunt repartizați către unitățile de învățământ din județul Constanța și, în general, aici am stabilit posibilitatea unei comunicări care să vină și din zona unităților de învățământ, pentru că s-a întâmplat adesea ca asemenea cereri să vină direct la unitatea de învățământ. Practic v-ați întâlnit cu părinții ucraineni, să înțeleg. Ne-am întâlnit aici cu părinții ucraineni. Voiam să explic contextul că sunt două variante. Fie sunt cereri și avem 125 de elevi înscriși în școlile din județul Constanța, elevi care urmează cursurile ca audienți în cadrul școlilor românești, fie această situație pe care am găsit-o, să spunem, ca o soluție la o solicitare aparte a părinților copiilor ucraineni. Dumnealor nu au dorit, nu au solicitat să intre în unitățile de învățământ românești și am găsit această soluție de compromis prin care dumnealor să poată totuși să organizeze activități de tip after school, sunt mai degrabă, cu voluntarii cadre didactice din Ucraina, care ajută pe elevi și, dat fiind situația școlilor supraaglomerate din municipiul Constanța, am avut parte de bunăvoința și de sprijinul doamnei directoare aici la școala gimnazială numărul 11. S-au făcut eforturi deosebite și trebuie să le mulțumim colegilor noștri că au făcut acest efort, în sensul că sunt foarte puține unități de învățământ din municipiul Constanța care învață într-un singur schimb și li s-a pus la dispoziție elevilor spațiu necesar astfel încât să se poată întâlni, să poată colabora, comunica în limba maternă. Ne dorim să îi sprijinim cu absolut orice au nevoie. În acest sens am avut și sprijin din partea administrației publice locale, din partea ONG-urilor. În continuare, considerăm că cele mai bune soluții ar fi, de exemplu, pentru copiii din grădiniță să vină către grădinițele din municipiul Constanța, pentru că se poate urma un program prelungit prin care să beneficieze și de hrană, să poată și dormi în cadrul grădinițelor. Găsim cele mai bune soluții în funcție de solicitări și în funcție de cum trebuie să ne raportăm la doleanțele părinților ucraineni. Mulțumim!